Nu mai este o surpriză ca în fiecare an, primăvara și toamna, acele de ceasornic să fie date înainte și înapoi. România va trece oficial la ora de vară, noaptea de sâmbătă spre duminică, când ora 3 va deveni ora 4. Astfel, duminică va fi cea mai scurtă zi din an, întrucât va avea doar 23 de ore. După ce ceasurile vor fi date înainte cu o oră, diferența dintre ora oficială a României și timpul universal va fi de 3 ore. Acest sistem are ca scop folosirea din plin cât mai mult timp a luminii soarelui. În lunile de vară, ora este dată înainte pentru ca principalele activități umane să se desfășoare cât mai mult posibil pe lumină naturală. În acest fel, se economisește energia electrică necesară iluminatului. Medicii consideră că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la ora de vară. Ideea orei de vară și a celei de iarnă a fost implementată pentru prima oară în anul 1916 de către Germania. România a aderat la ora de vară în anul 1932. Între anii 1943-1979, practica trecerii la ora de vară a fost suspendată.